Prima modalitate de deplasare a sugarului este târâtul sau mersul de abușirea. Apare în jurul vârstei de 8 luni. Sugarul se întoarce de pe spate pe abdomen și încearcă să se deplaseze mobilizându-și brațele și picioarele. În general, când învață să se târască, copilul se deplasează înapoi, cu timpul învățând să se deplaseze spre înainte. Este un moment important pentru copil, pentru că acesta devine din ce în ce mai independent, se folosește de târât pentru a explora. Nu este o etapă obligatorie, există sugari care nu merg de-a bușilea, ci merg direct în picioare. Odată cu noua realizare, părinții vor trebui să fie mult mai vigilenți, să se asigure că sugarul este ferit de obiecte periculoase. Este nevoie de o atenție specială la igiena mâinilor sugarului, igiena camerei, a covoarelor. Copilul va fi supravegheat pentru a nu introduce în gură obiecte mici, periculoase, obiecte pe care le poate găsi pe podea.